Bun găsit, dragi prieteni! O mulțime de fenomene meteo deosebite au avut loc în ultimele luni, atât în România cât și în străinătate. Fenomene meteo neobișnuite și foarte rar întâlnite, extreme, în Grecia și nu o spun eu, ci o spun meteorologi, specialiști în domeniu din Grecia, care spuneau că o grindină și o furtună atât de importantă, cu vânt atât de puternic, care a depășit chiar și 100 de kilometri pe oră la rafală, viteza în Grecia nu a mai apărut de mai bine de 2 decenii și au fost devastatoare. Să ne amintim că vorbim despre 7 decese și 100 de răniți în Grecia. Omul pleacă frumos în concediu să se simtă bine acolo unde nu mi-amintesc. Eu că am fost de vreo 9-10 ori în Grecia, nu mi-amintesc să fi văzut în vreunul dintre aceste concedii vreo ploaie mai abundentă, dar aminte vreo furtună importantă, grindină sau vânt atât de serios. Au spulberat acoperișurile, terasele au fost distruse și așa mai departe. E drept că în Grecia, pentru că astfel de fenomene sunt foarte rar întâlnite, nici construcțiile nu sunt prevăzute, nu sunt realizate atât de puternic să suporte astfel de fenomene. Dar, pe de altă parte, gândiți-vă că nici în România nu este specifică tornada și au fost destul de multe. Au început cu cele de la Făcăieni și iată, au fost, cred că vreo până în 10 tornade în România recunoscute de meteorologi, adică nu doar acele turbioane, ci turbioane, pâlniile care au atins pământul, acelea se numesc tornade, care au creat mari probleme și la noi în țară. Slavă Domnului, nu atâtea victime ca în Grecia, dar oricum, pe zi ce trece, pe multe site-uri din meteorologice, ale specialiștilor din acest domeniu din Europa, apar tot felul de zăpezi abundente în miez de vară, prin Dolomiți, prin Alpi și așa mai departe, sau grindină de mărimea unui pumn, adică ne vorbim deja de binecunoscutul ou de porumbel, că auzeam pe la televizor vara în România, vai, vai, a fost o furtună cu o grindină cu ou, cât ou de porumbel, nu ou de porumbel, așa cât pumnul, cât o portocală. Sunt deja fenomene care pun viața în pericol a multor oameni care se află în aceste zone. Sunt fenomene extreme, semn că schimbările climatice sunt autentice, sunt reale și nu sunt așa o problemă de evitat. Nu știu dacă activitatea umană și acțiunea omului a dus la astfel de modificări de climă sau pur și simplu este o perioadă la nivel de Terra în care au loc astfel de modificări de climă. Va trebui să citim mai multe rapoarte și să luăm legătura cu specialiștii. Cert este că trebuie să tragem un semnal de alarmă și chiar dacă nu s-au spus foarte mult în presă aceste fenomene extreme, nu sunt degeaba extreme, denumite extreme, extrem înseamnă că este la o limită superioară sau vorbim despre niște fenomene care nu se întâmplă în fiecare zi, nu sunt normale. Nu sunt normale. Mare atenție, așadar, trebuie să ne informăm întotdeauna cu privire la condițiile meteo când mergem într-o vacanță, să ținem cont, să ne descărcăm cât mai multe aplicații de vreme, pentru că vremea este din ce în ce mai imprevizibilă. Ne revedem mâine dimineață, dragii mei. Vacanță frumoasă, să aveți pe unde vă aflați!